Întrebarea 130. Care ar trebui să fie atitudinea creștinilor atunci când se închină lui Dumnezeu cântând psalmii? Răspunsul vine din psalmul 145, de la 1 la 7, care spune: Te voi înălța, Dumnezeul meu, împărate, voi binecuvânta numele tău în veci de veci te voi binecuvânta în fiecare zi, voi lăuda numele tău în veci de veci. Domnul este mare și foarte vrednic de laudă, măreția lui este nepătrunsă. Fiecare generație va lăuda lucrările tale și va vesti isprăvile tale. Voi spune despre splendoarea slavei măreției tale și voi istorisi despre minunile tale oamenii vor vorbi despre puterea ta de temut, iar eu voi povesti despre măreția ta. Vor trâmbița aducerea aminte a marii tale bunătăți și vor aclama cu bucurie dreptatea ta.